În videoul acesta vă prezint modalitatea de împletire a unui bob de metanier. Imaginea pe care o aveți în față este unui metanier cu mai multe boabe, dar eu vă voi prezenta modalitatea de împletire a unui bob, urmând ca voi apoi să mulțiți aceste boabe pentru a avea lungimea dorită. Să vedem în primul rând materialele necesare. În primul rând avem nevoie de șnur. Aici puteți să folosiți lână sau șnur iustin, linkul vi-l las în descriere. Recomandarea mea ar fi să folosiți o singură culoare, dar eu în video voi lucra cu două culori diferite pentru a vedea voi mai bine pașii pe care-i fac. Apoi avem nevoie de un separator cu un orificiu suficient de mare, astfel încât șnurul să treacă prin interiorul acestuia. Putem lua ca ajutor și un astfel de instrument, linkul vi-l las în descriere. Și să vedem cum pregătim șnurul. Deoarece eu am două bucăți de șnur, va trebui să le lipesc. Voi, dacă folosiți șnur de o singură culoare, a scăpat de acest pas. Primul pas pe care îl facem o singură dată la începutul procedeului, la capătul șnurului facem un nod simplu. Rolul lui este de a opri celelalte boabe să nu iasă de pe șirag. Acest nod va fi tăiat la final. Și să începem procedeul. Pasul acesta, dacă nu s-a văzut bine în video, puteți să-l vedeți și mai încolo. Acum, bobul format va trebui să-l punem pe cele trei degete. Degetul indicator deja este la locul lui. Mergem pe firul care vine de la vârf, pe acela îl scoatem și îl punem pe degetul mare. Ne uităm pe partea dreaptă, căutăm firul și îl punem pe degetul mic. Și acum scoatem celelalte degete. Și încet și cu grijă tragem șnurul și se formează bobul de metanier. Nu vă faceți griji dacă nu va ieși din prima. Totul vine cu experiență. Voi relua mai încolo în video împletirea bobului, astfel încât puteți să vedeți și din alte unghiuri. Dacă am executat corect, putem să tragem nodul de metanier în sus, folosindu-ne de cele două urechiușe. Acum rămâne să scăpăm de cele două urechiușe. Aici vom folosi instrumentul nostru special. Să începem cu urechiușa aurie și urmărim firul. Și va trebui să tragem de 3 ori de acesta. Tras o dată. Cu același fir lucrez în continuare. Îl trag și a doua oară. Prind firul să nu-l pierd. Și trag și a treia oară. Deoarece s-a blurat puțin la filmare, pașii aceștia puteți să-i revedeți și mai în spate, când voi mai împleti câteva boabe. După ce am tras de 3 ori de urechiușă, trag de fir ca să scap de urechiușă. După ce am scăpat de urechiușa aurie, facem același lucru și pentru cealaltă urechiușă. Urmărim firul și tragem de 3 ori.
și la firul negru, după ce am tras de 3 ori, trag de fir astfel încât să scap de urechiușă. Și până voi relua puțin procedeul acesta de împletire a bobului de metanier, aș vrea să vă povestesc puțin despre semnificația metaniilor, rolul lor și cum au apărut acestea. În primul rând, aș vrea să facem distinție între cuvintele metanier, care este un șirac de boabe sau o brățară în concepția unora, și metanie sau mătănie, cum mi se mai spune, care este un exercițiu fizic de plecare a frunții la pământ în semn de pocăință. Am observat în ultima vreme că multă lume poartă aceste metaniere ca pe niște amulete, niște talismane care să le poartă noroc. Dar rolul lor este cu totul altul. Probabil știți că mulți fii duhovnicesc primesc canon pentru îndreptarea vieții lor un anumit număr de rugăciuni. Să zicem de 30 de ori Psalmul 50, de 100 de ori Doamne Iisuse. Și număratul acestor rugăciuni poate să îndepărteze gândul de la rugăciune. Sfântul Pahomie cel Mare, în secolul 4, îi îndruma pe călugări, în special pe cei analfabeți, să-și numere aceste rugăciuni folosindu-se de un șnur cu noduri simple. Tradiția spune că era un oarecare părinte care a primit canon de la duhovnicul său un anumit număr de rugăciuni și și-a făcut un astfel de șnur cu noduri simple ca să-l ajute la rugăciune. Dar vrăjmașul, care nu-i place să ne vadă rugându-ne, să ne ținem o rânduială la canonului, îl necăja desfăcându-i nodurile. Astfel încât părintele pierdea numărul rugăciunilor și trebuia să o ia de la început. Și fiind mâhnit de situația aceasta, i s-a arătat îngerul Domnului și l-a învățat cum să împletească aceste noduri, astfel încât fiecare nod să închipuiască 9 cruci. După care diavolul, care se cutremură de cruce, nu a mai putut să desfacă nodurile. Fiecare nod a șiragului de metanier are exact 9 cruci, care simbolizează cele 9 cete îngerești. Aceste metaniere sunt făcute de cele mai multe ori din lână sau dintr-un șnur asemănător și împletirea lor era considerată un lucru manual sau o rucodelie, cum mi se spune în termeni duhovnicești, a călugărilor pentru a-și umple timpul liber dintre slujbe și pentru a-și aduna mintea la rugăciune. Dar împletirea metanilor poate fi făcută și de omul creștin, de omul simplu, care înțelege că acestea nu sunt brățări obișnuite sau amulete, ci niște instrumente care se folosesc la rugăciune. De aceea, recomandarea Sfinților Părinți este ca, în timpul împletirii acestor metaniere, să se rostească neîncetat rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. După ce veți împleti mai multe boabe, puteți să adăugați separatorul. Apoi, continuați cu împletirea boabelor, iar la final, tăiați șnurul foarte scurt, tăiați și nodul acela de început și cu o sursă de căldură puteți să topiți șnurul sau să coaseți coață. Vă doresc spor în toate cele duhovnicești.